Nestor. Del Bosque. Camacho. Camacho rămâne la minge. Santillana și 1-0 pentru Real. Este minutul 8 al partidei. Marchează Santillana. Dudu Georgescu, pe partea dreaptă s-a demarcat Ion Marin. Doi jucători cer centrarea. Pleacă centrarea și volea lui Dumitrache foarte frumos din 6 metri peste poartă, din păcate. Netzer. Roberto Martinez. Breitner. Amancio. Foarte periculoasă această centrare și marchează Roberto Martinez. Am avut impresia că portarul nostru a fost faultat de Roberto Martinez. Centrarea a căzut chiar pe linia porții. Atacantul spaniol s-au dispus din nou în careul nostru pentru a încerca să recepționeze această centrare înaltă pe care Mircea Costantinescu o boxează până la Nestor. Vrânceanu. Dumitrache sare peste minge și gol marcat de Mircea Lucescu. Gol în minutul imediat următor, 74 al partidei, 3-1. După cronometrul meu suntem în minutul 91. A executat Amancio și capa lui Roberto Martinez. Formidabil. Sfânt Măreanu cu capul în bară! Radu Nunweiner. Lucuță avansează pe partea stângă, l-are în față pe Breitner, centrare cu efect, cap Dumitrache! Radu Nunweiner, posibilitate de centrare, sunt patru dinamoviști în fața porții lui Michel Angel, cap, gol! Sfânt Măreanu, 1-0 pentru Dinamo! Măreanu. Dumitrache, o piruietă, un dribling, șut! Fantastic! Dudu Georgescu, gol! Corner! Văzusem mingea în poartă.